Thank you.
Thank you.
Fiecare sector. Ai văzut, în acea zonă de pădure, vizibilitatea e egală cu zero. Listele rezervelor, șef și începe această partidă, credem noi, cu Nițu în poartă, Dimitrov, Ninai, Mitrea și Ștefănescu în apărare, la mijloc Tincu, Nicolae Păun și Adnan Nakanovic în atac, Nandor Tamaș, Zveterin Ciunciucov și Cătălin Golovca. De partea cealaltă, Fece Botoșani în următoarea componență, iarăși, așa cum credem noi că vor fi așezați, fotbaliștii lui Marius Croitoru, în poartă Eduard Pap, Christopher Brown și Andrei Dragu, fundași laterali, Kindrich Racovițan și Daua, fundași centrali. Daua aflat la debutul în Prima Liga României. Apoi, în fața apărării, se vor afla Enrico Papa și Malcolm Edjuma, iar oamenii de atac sunt Jaja Silva, Mateu Santos și Ervin Ogenda, adică doi brazilieni și un jucător francez. Ogenda, omul prins la mijloc, putem spune asta, între Botoșani, Universitatea Craiova și FCSB, ultimele două fiind, desigur, echipele care îl doresc foarte tare pe jucătorul format de PSG. În albastru, echipa botoșeneană, în alb și roșu, echipa lui Leo Grozavu. Dimitrov pasează în spate pentru Nițui, învins o singură dată în runda trecută Roland Nițui, de Florin Tănase, golgheterul sezonului trecut. În spate acum Mitrea, pentru același Nițui, și iată-l și pe Ninai, care a făcut o partidă foarte bună contra FCSB. Balonul este respins de Andrei Dragu. Pasă a lui Ciunciucov pentru Nandor Tamaș și acum Dimitrov. Într-adevăr, Dimitrov joacă pe postul de fundaș dreapta, Tamaș este jucătorul de atac. Încă o confirmare avem în privința poziției lui Daua, este fundaș central. Însă ceva mai târziu l-am văzut avansat pe Kindrich, dar s-ar putea să fie o impresie de moment. Zveterin Ciunciucov o pasă, vine șutul lui Păun și reușește să prindă Eduard Pa, prima fază periculoasă acestui duel de la Sfântul Gheorghe. Promite multe această partidă, așa cum vă spuneam mai devreme. Încă o dată rezervele celor două trupe pe banca formației gază, pe banca formației șef și Sfântul Gheorghe se află portarul Began și jucătării de câmp Ispas, Andres Dumitrescu, Fofana, Eder Gonzalez, Așkovski, Boici, Damașcan și Raico Rep, iar rezerve la formația oaspete sunt Mario Contra, David Croitoru, Țigănașu, Șeroni, Fili, Caj, Mensah, Târcoveanu și Petkovski. Pe Digi Sport 2 și Digi 4 ca la această oră se joacă un duel din campionatul Spaniei, Barcelona-Hetafe. Scorul acolo este 1-1 după reușitele lui Sergi Roberto, respectiv Sandro Ramirez. Avem desigur și alte propuneri pentru dumneavoastră. La 11:30 de minute pe Digi Sport 4 va începe duelul din Bundesliga dintre Wolfsburg și Leipzig, duel între două dintre reprezentantele Germaniei în Champions League.
Verigi Sport, 3 la 19:30 este Genoa Napoli, iar la 21:45 Milan Cagliari. Dar evenimentul principal pe plan internațional, să spunem astăzi, este debutul lui Messi la PSG. Se va consemna în duelul pe care parizienii l-au în deplasare cu Stade Reims la 21:45 pe Digisport 2. Pe Digisport 1, evenimentul principal din fotbalul intern, CFR-FCSB, poziție bună acum și scoate pap la execuția lui Ciunciucov. Mare ocazie pentru atacantul bulgar, care în sezonul trecut a jucat la Academica Clinceni. Svetălin Ciunciucov șutează dintr-o poziție bună după eroarea făcută pe faza de construcție de Kindriș. Golovka a reușit să intercepteze acolo balonul. Ciunciucov din poziție centrală trimite la rândul lui pe centru. Dacă era puțin mai inspirat bulgarul, acum era în avantaj Șefși, care are un început bun de partidă. Minge trimisă în spate de Golovka pentru Radoslav Dimitrov. Se înalță Nina, respinge Daua cu spate la poartă. Ciunciucov, Nina și scoate formidabil Eduard Pap. Branislav Nina nu reușește să-l învingă pe golkeeperul botoșanului, ce star de partidă. Să dorească oare Eduard Pap să dea o replică de la distanță lui Horațiu Moldovan după prestația extraordinară a golkeeperului Rapidului din meciul de aseară cu Universitatea Craiova. Are toate șansele la cum a început partida. Centrarea lui Aganovi, minge este respinsă de Kindriș, șutează Golovka pe lângă poartă. Însă remarcăm, e, dacă am numărat eu bine, al patrulea șut spre poarta celor de la FC Botoșani în 4 minute de joc. Iată-l pe Ciunciucov blocat, apoi Ninai șutează, iar Eduard Pap are ceea ce s-ar putea numi parada etapei. Mingea vine, nu doar că vine de aproape, vedem, este și deviată de Andrei Kindriș și cu toate astea Pap reușește să-și salveze echipa. Super intervenție a lui Eduard Pap. Kindriș blocat, cât de agresiv sunt oamenii lui Grozavu, pasa lui Nicolae Păun, Ciunciucov, balonul sare la Ogenda, botoșenii nu reușesc să iasă de acolo din apărare, pasează Enrico Papa, recuperează Dimitrov care încearcă o combinație cu Tamaș, Dragu este acolo. Andrei Dragu, jucător venit la Botoșan de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, centrează acum Golovka la colțul lung, aștepta Nandor Tamaș. Da, Nandor Tamaș, până la urmă Nandor Tamaș în aceste momente este aripa stângă a formației Cobăzene, iar Golovka aripa dreaptă, pasă pentru Cătălin Golovka, se cere offside, însă pare să fi plecat din poziție regulamentară Golovka, potrivit asistentului, centrează Dimitrov și trimite pe lângă poartă Ciunciucov. Mai rar vezi așa ceva, un asemenea debut de partidă cu o echipă năpustindu-se asupra celeilalte. Aici este șutul lui Ciunciucov. Pap are la rândul lui, are și în acest caz o intervenție foarte bună, n-a fost chiar pe centru cum am crezut prima oară. Marius Croitoru cu siguranță îngrijorat de acest start de partidă. Echipa sa nu pare să își revină, luată pe sus FC Botoșani de trupa lui Leo Grozavu. E clar, asta a fost indicația venită pentru cei de la șef și de la antrenor să înceapă foarte, foarte tare acest duel. Șepși rămasă datoare o victorie, două remize și trei înfrângeri în primele șase runde ale acestui campionat. Centrează acum Marius Ștefănescu. Kindriș reușește să respingă. Ștefănescu preferă să lase mingea să iasă. Tot el repune de la margine. Mijlocaș de meserie, folosit cu precădere fundaș stânga la fece la Șepși, Marius Ștefănescu. Ștefănescu încearcă o pasă pentru Ninai, a intervenit Juma. Șepși a avut trei înfrângeri la rând înainte de remiza din etapa 6-a cu FCSB. Remiza din etapa trecută, repunerea lui Ștefănescu este una bună pentru Ciunciucov, aflat în duel acolo cu Kindriș. O, ce fentă frumoasă aici a lui Ștefănescu și balonul este blocat de Malcolm Ejuma, jucașul central care pentru puțină vreme a jucat și pentru Viitorul, actuala Farul. Malcolm Ejuma cu o prestație extraordinară la Botoșani în meciul din deplasare cu Universitatea Craiova, a câștigat de botoșeneni. Execută cornerul încă o dată, Marius Ștefănescu îl caută pe Mitrea, mingea este respinsă de Daua. Imediat vă voi da detalii despre acest masiv fundaș central camerunez, centrează Radoslav Dimitrov, Ninai pe lângă poartă. Frumos debut de partidă, foarte frumos.
Daua, vă promiteam detalii despre fundașul central de la FC Botoșani, omul care joacă alături de Racovițan și Kingri și în această partidă. El este un jucător camerunez, născut în Franța, la Colomb, și care a fost adus de Botoșani din Letonia, de la formația cu numele Valmiera, însă a mai jucat în fostul spațiu sovietic în Ucraina, a fost la Ilciveț Mariupol, dar și mai interesant, a fost timp de două sezoane la formația secundă a celor de la Monaco. Acest Ioxim Aurelian Daua. Brown a văzut cartonașul galben pentru proteste. Ivan Kovac nu este un tip care să tolereze protestele. Se aprinde și centralul acestui meci destul de repede. Cine știe ce i-a fi spus Christopher Brown, jucătorul de bandă dreaptă de la FC Botoșani. Spun de bandă dreaptă pentru că dacă folosești, un antrenor folosește un sistem cu trei fundași centrali, poziția a ceea ce, în mod normal, sunt fundașii laterali, e cu totul alta. Daua a blocat, a fost însă un hands, cred, făcut de Ciunciucov. Iată-l pe bulgar, traversează o perioadă bună, campionatul României, Svetelina Ciunciucov, da, aici este hands-ul său, în momentul în care blochează adversarul. Ciunciucov, venit în România la Academica Clincen de la Slavia Sofia. Cel mai bun sezon al său acolo a fost 2018-2019, când a reușit 11 goluri. În campionatul trecut la Academica a avut 6 reușite. Iată și formația lui Croitoru în jumătatea adversă. Lucrul ăsta nu l-a mai văzut până în acest moment. Branislav Ninai prelungește Golovka. Mingea era pentru Adnan Aganovic. Multe, foarte multe legături între cele două echipe la șef și sunt mulți oameni. De arbitru, da, l-a lovit, am crezut că l-a lovit pe Juma balonul, dar l-a lovit pe Ișvan Kovac, s-a văzut bine pe această reluare. Ogenda se resimte după duelul cu Bogdan Mitrea și Racovițan trimite în afara terenului. Bogdan Racovițan, convocat la Naționala de Tinereta României de Florin Bratu pentru partidele pe care selecționata Under 21 le va juca în luna septembrie cu Anglia și Georgia. Dimitrov acum la minge, o pasă pentru Tamaș, din nou Radoslav Dimitrov blocat de Dragu. Și el, jucătorul lui FC Botoșani, la un moment dat.
Nu reușește Botoșaniul să iasă din propria jumătate. Minge în flancul drept. Probleme pentru Christopher Brown. Pasă ușor riscantă în centru. E Juma. Daua! Ce tupeu are! Golovka n-a fost atent. Nu credea că va încerca ceva similar unui jucător de atac și acest Joyskim Daua. Joyskim Aurelien Daua Ciaconte, un camerunez venit din Letonia în această vară, unul dintre nenumăratele transferuri pe care le-a făcut FC Botoșan. Cu siguranță pe câțiva dintre acești jucători va lua într-un sezon 2, dacă nu chiar mai repede, bani echipa lui Valeriu Ieftime. De fapt, povestea patronul oaspeților despre oamenii din atac, despre brazilienii pe care și-a adus la Botoșani. Haideți să vedem ce face Enrico Papa la această fază. Urcă Ejuma, mingea este însă la marginea careului, este faul la Mateus Santos, nu, este căzut la pământ brazilianul după un contact cu un adversar. Nici acum nu este faul, dar a recuperat Ogenda. Accelerează Ogenda, balon pentru Gheorghe Silva. Preluare prea largă a brazilianului, Ișvan Kovac la pasă în continuare, meciul să continue. Balon pentru Dragu. Câteva reluări cu contactele de mai devreme și cred că Ișvan Kovac a avut dreptate. Au trecut 15 minute din această partidă, s-a dus asaltul acela incredibil al gazdelor. Este margine pentru Botoșani. Ciunciucov. Este bulgarul care a venit în această vară de la Academica Clinceni și el cu un pic de ADN de campion în cariera sa are două titluri și o cupă a Bulgariei cu Ludogorets și cu Slavia Sofia. Gheorghe Silva, pasă greșită. Ogenda, destul de puține baloane primite până acum de decarul francez. Ninai, Golovka. Asta era culmea, să câștige Golovka un duel aerian. Ogenda, pasă bună lui Ogenda și mingea se scurge pe lângă poarta lui Nițui. Fost o minge pentru Mateus Santos. Emoții pentru Nițui. Un fundaș, cred, pare să fie Ștefănescu cel care a trimis. Da, Ștefănescu este cel care a prins acel balon în diagonală, în lovitură de colț, pentru Botoșan, bate același Ogenda. Minge înălțată la bara a doua. Doar au de poartă. Acesta este Joyskim Daua, unul dintre cei mai solizi fundași măcar din punct de vedere fizic în fotbalul românesc.
Bilel Omrani și cu el Virkolić mai au greutatea acestui camerunez. Să vedem cât de mult îl va încurca faptul că are 92 de kilograme. Așa spune în acte. Minge la marginea careului. Ișvan Kovac a fost foarte atent de la acea fază. Are viteză Mateusz Santos. Frustrat atacantul brazilian că nu primește nimic. E venit în această vară de la São Bento, un jucător care a trecut la un moment dat și pe la Atlético Mineiro, echipă totuși importantă. În Brazilia, Gorovka accelerează, Gorovka rămâne la balon, ține mingea în joc, Gorovka! Un unghi imposibil, ar fi fost golul etapei probabil dacă intra șutul lui Gorovka. Acum va fi margine pentru FC Botoșani. S-a aflat la juniorii lui Porto, a fost și la echipa secunda lui Gremio Porto Alegre, de asemenea la juniorii lui Atletico Mineiro, a fost adus de la formația braziliană São Bento de cei de la FC Botoșani, asta în vreme ce Jaja Silva, aripa dreaptă a celor de la, în mod normal, aripă dreapta, dar care joacă în stânga astăzi, este un fotbalist care a jucat printre altele pentru Crișiuma. Aganović se resimte. Croatul îi arată locul unde a fost lovit, centralul lui Ișvan Kovac. E minutul 21 al înfruntării. Timpul a trecut foarte, foarte repede la Sfântul Gheorghe pentru că s-a jucat într-un ritm foarte bun. N-am venit cu sacul la pomul lăudat. Nu, de fapt, nu o să plecăm la ce am văzut până momentul ăsta cu sacul gol de la pomul lăudat. Vom pleca cu sacul plin de faze interesante de la acest duel. Racovițan pasează acum în spate pentru Eduard Pap. Eduard Pap, fost goalkeeper printre altele la CS Poli Timișoara și la ASEA Târgu Mureș. Ejuma pare să-și fi revenit și el după un debut complicat de partidă. Kindriș către Ejuma. Pasa este pentru Brown, căruia nu-i iese preluarea. Și acum Bogdan Mitrea a ratat o lovitură de la 11 metri. Bogdan Mitrea în meciul cu FCSB. Pasează Nicolae Păun, una dintre revelațiile sezonului trecut. Aganović pune la timp piciorul la minge, pasa lui Păun acum pentru Ștefănescu, centrarea lui Ștefănescu. Prea puternică la 21, vă reamintesc, este duelul dintre CFR și FCSB. Al meci foarte, foarte tare. Dragu, stăpân pe situații, pasează lui Papa, Enrico Papa, spre Ogenda, care se retrage foarte mult pentru a participa la construcție. Nu le iese combinația celor de la Botoșani. Repune Radoslav Dimitrov. Ninai către Nițui. Duel câștigat acolo de Bogdan Racovițan. Kindriș. Kindriș a fost rezervă la meciul cu Rapid. A intrat după pauză în locul lui Șeroni și s-a descurcat foarte, foarte bine. Să-l vedem însă aici pe Tamaș și de Leo Grozavu cu Tincu și Ciunciucov. Cu precizarea că ambii sunt rezerve astăzi, Boi și Fofana. Fofana a ieșit în meciul respectiv din cauza probleme medicale. Să-l vedem aici pe Aganović, blocat până la urmă de Racovițan.
și întorcându-ne la modificările operate de cei doi antrenori, la Botoșan sunt numai puțin de 5 schimbări față de echipa care pierdea cu Rapid, față de formula de start din meciul respectiv. Șeroni, Țigănașu, Florescu, Mihai Roman și Fili înlocuiți de Marius Croitoru, cu Kindriș, Daua, Ejuma, Dragu și Jean. Șep și din nou încearcă jucătorul lui Leo Grozavu, pătrunderi individuale. Este o lovitură de colț. Ștefănescu. Baza lui Ștefănescu, minge în careul Botoșaniului, centrare ratată totuși. Dimitrov, are pe Rico Papa în față, Dimitrov reușește o centrare din nou, fața porții! S-a înălțat bine un fundaș al lui Marius Croitoru și a respins acel balon, așteptau doi oameni al lui Grozavu, balon în careu! Minge moale, venise la finalizare... Cred că era Mitrea. Nu, a fost Păun. Puciu Nicolae Păun. Daua. Kindriș. Și de Kindriș se vorbește de atâta timp că este dorit de toată lumea, până la urmă iată că a rămas la FC Botoșani, însă din acest sezon fundașul nu mai poate să mai ajute echipa din nordul Moldovei la regula sub 21 de ani. Are o clauză, dacă vreți, de clauză în fotbalul românesc, de 500.000 de euro. A fost la Jocurile Olimpice Andrei Kindriș, el și cu Eduard Florescu. S-a dus mai bine de jumătate din prima repriză echipa lui Marius Croitoru, nu arată mare lucru. Probleme pentru Golovka. O tentativă timidă a oaspeților de a construi. Lipsește o idee clară. Enrico Papau, deviere pentru Oghenda. Pierde acea minge. A fost prea înaltă acea minge pentru Oghenda. Același Enrico Papau. Papau schimbă în flancul drept. Urcă mai mult jucătorii lui... Croitoru, balon la marginea careului, interceptează Racovițan. Brown, Oghenda este aproape, se duce balonul la Oghenda și cred că era în offside, a evitat să atingă acea minge.
Și a revenit Golovka până la urmă. Mateu Santos. Mitrea. Atenție la lansările lui Mitrea, l-am văzut de atâtea ori pe capitanul lui Șepși cu acele mingi lungi de zeci de metri precise. Nu reușește Botoșanul să treacă de mijlocul terenului. Multe pase greșite, multe momente în care jucătorii lui Leo Grozavu vin și interceptează aceste baloane, cum a fost și acum situația. Nu există spațiu spre poarta lui Nițui Dragu. No, nu pleacă nici Șepși pe contraatac. Două echipe scurte în aceste momente. Mai sunt 15 minute până la pauză. Se schimbă un pic așezările tactice ale lui Croitoru și a lui Leo Grozavu. Joacă un pic la așteptare Botoșaniul.
0-0 nu cred că ar avantaja nicio echipă. Deja Bădojaniul a pierdut un meci. Șepșer avea nevoie de victorie. Acel 1-1 cu FCSB, cu penalti ratat de către echipa din Sfântul Gheorghe. Cred că a fost considerat un rezultat negativ de către jucătorii gazda astăzi. Sare în altul Daua. Mă spuneam, e solid, de bine făcut. Faultul lui Ștefănescu, care primește galben. Pentru prima dată, după mult timp, Botoșanul a avut aproape 30 de secunde mai mult jucători. Posesia este mai mare. Acest pressing la mijlocul terenului făcut de echipa lui Leo Grozavo este impresionant. Brown pasă înapoi. Cât de mult aleargă jucătorii lui Șepși. Dragu. Lansarea lui Dragu. A fost un hands. Un hands al lui Golovka. S-a mutat Cătălin Golovka pe flancul stâng. Și lui Leo Grozavu, și Mitrea și Ninai. Tingu de asemenea foarte bun din punct de vedere defensiv. Vedem pe Tingu de multe ori coborând mai degrabă lângă cei doi fundași centrali. Maganovic, într-o poziție ceva mai retrasă, croatul. Păun. Da, este fault. Este un fault comis de către Racovițan. Nu mai are Mitrea soluție, a preferat o pasă în flancul drept. Dimitrov lansează pe Ciunciucov, un dribbling al bulgarului. Bulgarul încă o dată și o nouă ratare. O dublă ratare a lui Ciunciucov într-un interval de 2 secunde. Mai întâi l-a blocat Pap, după care a apărut Daua. Încă o dată faza, ce bine s-a descurcat în fața lui Kindriș. Aici l-a întors pe Kindriș, care a alunecat ușor, greu cu Pap. Se ducea în poarta acea minge dacă n-a părea salvator fundașul camerunez. O tonă de ocazii pentru jucătorii lui Șepși. Se bate cornerul. Oh, din nou pe lângă poartă. Același Zvedelin Ciunciucov. Iată încă o dată mingea, se duce puțin pe lângă poartă. 6 goluri a marcat sezonul trecut de Liga 1 la Academica Clinceni.
A fost hands. Da, a fost un hands al lui Aganovic. La 14-a echipă a carierei, fostul jucător al lui FCSB, al viitorului, al Brașovului. În cele 14 echipe din carieră, 4 sunt din Liga 1. Iese bine Nițui! A fost și offside. Mateusz Santos cade în careul lui Șepși din 10 în 10 minute. Până acum n-a avut dreptate. A fost o singură fază un pic mai de discutat în urmă cu un sfert de oră. Nu sunt foarte convins. Poate că a fost, dar e greu de să ne dăm seama pe această reluare. Da. Oricum, Nițui reținuse acea minge. S-a mutat între timp balonul la cealaltă poartă. În această rundă cu numărul 7 am avut vineri voluntari Chindia 2-1 și Craiova 1948, Farul 1-1. Ieri Dinamo FC Argeș 0-2 și Rapid Universitatea Craiova 1-2. Prima înfrângere a Rapidului în acest sezon. Ce bine a intervenit Daua, bun camerunezul, precis. În zona centrală, pe foaie el este trecut fundaș stânga, nu e chiar fundaș stânga, Dragu coboară în acel flanc. E minge pentru Șepși. Aplaudat fericit croitorul că echipa s-a câștigat posesia, după care a plecat certându-se cu arbitrul de rezervă, cu toată lumea. N-are cum să fie fericit pentru faptul că echipa sa totuși nici măcar nu se apropie de poarta celor de la Șepși. Vine un șut și Daua intervine din nou. Nu riscă nimic camerunezul, nu lasă nimic la voia întâmplării. Am văzut că există un deranj cam mare în defensiva echipei sale, așadar a renunțat la floricele, la arabescuri, preferă să joace simplu, dar sigur. Minge înaltă, pe 6 metri, a respins Kindriș. Este a patra repriză consecutivă pentru FC Botoșani, fără gol marcat. Mai are foarte puțin timp la dispoziție echipa lui Marius Croitoru să înscrie. Ultimul gol a fost în deplasarea de la Mediaș, acel 1-0 cu golul lui Mateusz Santos în minutul 22. A urmat apoi, de fapt, 70 de minute fără gol la acel meci, plus partida de acasă din etapa trecută cu Rapidul. E Juma. Pleacă pe contraatac Botoșanul. Acum pot fi periculoși brazilienii. Era oricum Mateusz Santos în offside. Ogenda aștepta însă într-o poziție bună undeva în flancul stâng.
Giagia Silva încă n-a marcat la Botoșani, a marcat Mateusz Santos. Spuneam despre Mateusz Santos, patronul Liftime, că ar putea fi mai bun chiar decât Ogenda, care chiar e bun. Aruncare de la margine pentru Oaspeți. Vom intra în curând în prelungirile acestei prime reprize. Să vedem dacă avem prelungiri pentru primele 45 de minute. Nu, n-avem. Este pauză la Sfântul Gheorghe după primele 45 de minute, după prima jumătate a meciului, Șef și Botoșani 0-0, în care am avut niște asalturi totale ale gazdelor și un portar, Eduard Pap, fără greșeală. Ne întoarcem peste un sfert de oră. We'll be right back.
not like this. Make it drop. Santos, ținuți bine sub pază de către fundașii lui Leo Grozavu. Vedem o parte din fanii care au venit la stadion la această partidă. Sezonul trecut, vă spuneam că cele două echipe au fost adversare și în play-off-ul ligii întâi. Și de fapt putem spune că a fost vicecampioana play-off-ului. Aici a fost 1-0 pentru gazde în play-off pentru Șepși și m-a marcat atunci Șafranco. La Botoșani a fost 2-1 pentru FC Botoșani cu Oghenda și cu Fili, Realdo Fili, marcator pentru moldoveni. Patache și-a dat un autogol. Iese acum pe teren cei 22 de jucători. În sezonul regulat, aici a fost 2-2 cu marcatori Mitrea și Dimitrov pentru jucătorii din Sfântul Gheorghe, Târcoveanu și Cheita, marcatorii moldovenilor. La Botoșani a fost 2-1 pentru Șepși. Camara, Secu Camara, marcatorul gazdelor, Vajvari și Nandor Thomas, marcatorii oaspeților. Dar ce este foarte interesant și foarte important să vedem dacă se aplică și în această partidă, în 3 din cele 4 meciuri din sezonul trecut s-a marcat în minutul 90. Au marcat și unii și ceilalți.
Totuși Șepși nu are decât 2 victorii în cele 12 meciuri de până acum. Botoșanul are 6 victorii. Să vedem dacă sunt schimbări la pauză. Iată-l în prim plan pe Malcolm Mejuma, a încercat să regleze jocul Botoșanului la mijlocul terenului. Se pare că se pregătește o schimbare la, chiar 2 schimbări la echipa gazdă. Eder González, spaniolul Eder González, și va intra și Andres Dumitrescu. 2 schimbări pe care le face Leo Grozavu, ceva la nemulțumit. Echipa sa n-a jucat deloc rău. Iese Tincu și în locul său intră González. Da. Să vedem pe cine locuiește Andres Dumitrescu. Nici o schimbare, se pare că nu face Marius Cruitoru. Este Thomas, Nandor Thomas. Astfel că în acest moment 11-le gazdelor ar arăta astfel: Roland Nițui, Radoslav Dimitrov, Branislav Ninai, Bogdan Mitrea. La mijloc Eder González, Nicolae Păun, Andres Dumitrescu, Marius Ștefănescu. În atac Cătălin Golovca, Cvetelin Ciunciucov și Arna Naganović. Cred că a trecut la un sistem, da, cu 3 fundași Leo Grozavu. Botoșaniu rămâne tot cu Eduard Pap, Christopher Brown, Andrei Kindrich, Bogdan Racovițan și Joyce Kindawa, Enrico Papa, Malcolm Mejuma, Andrei Dragu, Mateusz Santos, Ervan Ogenda și Gea Silva. Nu-l văd pe Dumitrescu totuși coborând ca fundaș stânga. Botoșaniu cu un prim atac în această repriză secundă. Ogenda pasă greșită, totuși n-avea cum să ajungă la acel balon Ejuma. O cursă a lui Dumitrescu la primul său, la prima sa atingere a balonului în această partidă. Ejuma protejează foarte bine, lasă avantaj Kovács. A căzut francezul după un contact cu un adversar. Ogenda greu de întors, greu de deposedat, rămâne însă balonul la cei de la Șepși și spaniolul Eder González mută mingea în flancul drept la Golovka. O bicicletă a acestuia, Golovka este, se împiedică de minge, cred că a încercat un dribling care nu i-a ieșit și Mateusz Santos, după un contact cu Nicolae Păun, îl văd pe mijlocașul lui Șepși prăbușindu-se la pământ. Da. E și asta o oartă. I-a băgat un deget în ochi. S-a dat faul totuși. Mingea rămâne la gazde. Dumitrescu. O cursă acestuia în flancul stâng. Christopher Brown îl aruncă la groapa cu nisip pe noul intrat. Are 20 de ani acest fundaș, care a crescut la FC Argeș, dar a terminat junioratul în Italia, la Padova. A fost capitan la multe naționale de juniori, Andres Dumitrescu. E din Slatina. Da. Periculoasă acea margine. A fost un umăr la umăr. Păun! Să vedem cât de mult va influența jocul Eder González, mijlocașul spaniol adus de la Csíkszereda la începutul acestui an, în pauza competițională a sezonului trecut. E tehnic. Foarte, foarte bun pasator Eder González. El a fost unul, de fapt, unul dintre principalii pasatori alături de Pavol Șafranco sezonul trecut. N-a fost fault? Nu, mingea rămâne la cei de la Șepși.
pierd foarte ușor baloanele jucătorii lui Marius Croitoru. Dumitrescu a încercat o centrare care s-a dus peste poarta lui Pap. Da, exteriorul acestuia pentru Gea Silva, oricum era în offside brazilianul. N-a fost o partidă dură, am avut câteva faulturi, dar n-au fost durități. E Marius Ștefănescu singurul jucător care a primit galben. Deși echipa lui Leo Grozavu a arătat multă nervozitate în acest debut de sezon, doar Mioveniul are în acest moment mai multe galbene decât Șepși. Dar faptul că au fost atâtea faulturi, atâtea durități, a fost și un simptom al neputinței. Mitrea agață o minge într-o zonă delicată, a fost fault asupra capitanului gazdelor. Și doar împotriva Argeșului n-a marcat acasă. A avut victorie cu Glinceni, dar și înfrângeri cu Mioveni și cea cu FC Argeș. Ce bun a fost aici Dumitrescu, a fost o pasă care îl căuta pe Christopher Brown. Bun Brown, fizic jocul său. Eder Gonzalez are spațiu, este încă o dată extraordinarul Daua. Îmi amintește jocul acestui Joyce Daua, cel puțin în această partidă. Nu dau seama cine s-a accidentat. A fost un fault asupra lui Daua, dar cred că l-a și călcat pe adversar. S-a ridicat și chiopătând pe un, care a primit galben. Vă spuneam, mi-aduce un pic aminte jocul lui Daua de cel al lui Îngadeu. Tot fundaș central, tot camerunez, acum în Belgia, la Ghent. Plecat de la FC Botoșani în 2016 la Slavia Praga. Sigur pe el, puternic. Nu l-am văzut deocamdată în atac, n-a apărut la finalizare. Bine, Botoșani nu prea a avut cine știe ce ocazie astăzi. Gata acel balon, Juma. Brown. Christopher Brown trece printre trei adversari. Mateus Santos. Se întoarce brazilianul. Trece și de al treilea adversar. Santos. Egoist. E adevărat că nu avea foarte multe variante. Gea Silva și Ogenda erau între trei adversari. Greu să ajungă pasa la ei. Din nou acest fotbal la mijlocul terenului, dar sunt prea multe erori. Dimitrov pentru Nicolae Păun.
Eder Gonzalez. N-a fost nimic. Singură fază ceva mai, hai să spunem, îndoielnică, dacă există niște semne de întrebări, o cădere a unui jucător de la FC Botoșani în careul lui Șepși și în prima repriză. Da, cred că Ișvan Covaci per total a arbitrat astăzi foarte bine, cel puțin până în acest moment, minutul 54. Dumitrescu, Mitrea, Nina este singurul jucător al lui Șepși care a rămas în propria jumătate. Dimitrov, deposedat. Ce bine protejează Daua. Daua are și meciul la Naționala Camerunului. Vă spuneam că a venit în această vară de la Valmiera, o echipă din Letonia. A jucat însă în Ucraina la Mariupol, așa că nu o să fie foarte surprins când o să aibă de-a face cu iernile din nordul Moldovei. A evoluat însă și în Portugalia la Gil Vicente. Dumitrescu, tehnic. Păun. Mitrea se întoarce, obligat să trimite la portarul Eduard, la portarul Nițui. Mitrea pregătește șutul, nu este, o pasă în careu și o preluare largă a lui Golovka. N-are nicio șansă Golovka într-un duel 1-1 cu puternicul fundaș al lui FC Botoșan, cu Daua. Va fi aruncare de la margine pentru oaspeți. Andrei Dragu. Playoff-ul sezonului trecut, vă spuneam că Șepși a fost vicecampioană, doar CFR a avut mai multe puncte față de echipa lui Leo Grozavu. Botoșanul a adunat cele mai puține puncte tot playoff-ul, doar 10 puncte pentru moldoveni. Cinci partide consecutive pentru Șepși fără victorie. Adică totul după etapa întâi. Aganović, pasa lui Aganović, Golovka nu reușește. A cerut un penalti. Cred că a cerut un hands Golovka. Daua este puternic, trece pe lângă doi adversari. N-a fost nimic, se ridică acum camerunezul și o ia în sens invers. Deposedează adversarul, lasă în mod echilibrat și în mod egal jocul liber Ișvan Covaci. Trebuie să revedem faza de mai devreme, atunci când Golovka a cerut, cred că a cerut hands. Mateusz Santos se lovește Golovka de camerunez, alunecă însă Daua. Golovka în flanc, are trei variante de pasă, doi oameni în careu, preferă însă o minge pentru Eder Gonzalez. Un semiluft al spaniolului. Este deposedat Aganović, iar Ejuma mai pornește un atac al echipei sale. Gea Silva în flancul stâng, este Brown, este și un Ogenda în careu. Accelerează brazilianul, apare însă foarte bine Nina și îl deposedează. Și balonul nu iese afară, ba chiar Șepși poate pleca pe contraatac. Este liber în flancul stâng și primește Marius Ștefănescu, are spațiu puștul, Ștefănescu accelerează, Ștefănescu pe lângă doi adversari, nu trece. Căzut la pământ un jucător al Botoșaniului, e vorba de Enrico Papa.
Nu știu dacă se putea da penalti aici. Nu, în niciun caz. Nici nu cred că l-a lovit în mână. Aici ne dăm seama. Nu, l-a lovit undeva în burtă, în piept, pe fundașul lui Croitoru. Enrico Papa. Pasa lui Enrico Papa în marginea careului. Un șut care se duce la rădăcina parei și sare în brațe lui Nițui. A fost o execuție a lui Andrei Dragu. Din nou are un ritm splendid de această partidă. Se joacă pe contre. Edgar Gonzalez recuperează o minge. Nicolae Păun. Edgar Gonzalez încă o dată. Golovka primește Dimitrov în careu, bulgarul accelerează, centrarea acestuia, Papa ratează acel balon, n-a reușit să-l reține, mi s-a părut fault aici, da. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. O jumătate de oră până la finalul acestui meci, doar golul lipsește la Sfântul Gheorghe. Enrico Papa îl lansează pe Gheorghe Silva în careu, ușor în unghi, șutul lui Mateus Santos în blocaj. Ninai nu este foarte convingător, apare încă o dată Dragu și ocazie mare, un luft, apoi un nou șut, mingea rămâne la Ogheda și scoate de sub bară Nițui. Portarii până acum într-o formă extraordinară, cei doi eroi. A fost un șut al lui Ogheda care se ducea sub transversală. Aici Ninai n-a respins așa cum ar fi trebuit. Dragu, un luft al lui Mateus Santos. Mingea ajunge la Ogheda, iar decarul, în locul unei execuții în forță, a preferat o execuție mai tehnică. Dacă punea mai mult efect în acea minge, acum era 1-0 pentru Botoșani. Este doar lovitură de colț însă. Bate Ogheda pe 6 metri. Gol! Pentru FC Botoșani, deschidere de scor, cred că-i Kindriș. Minutul 62, o fază fixă, până la urmă aduce deschiderea scorului și înscriu oaspeții. Câte ratări n-a avut Șepși. Este minutul fatidic pentru echipa lui Leo Grozavu și avem o schimbare. Multe evenimente care se succed cu repeziciune. Intră Așkovski, este Golovka. Este a treia schimbare pe care o face Leo Grozavu. Să revedem golul, lovitură de colț. Sare foarte bine Kindriș și reușește să înscrie. Se pare că în această vară Andrei Kindriș a avut o ofertă de la Șepși, 100.000 de euro ar fi oferit echipa lui Leo Grozavu, echipa lui Laszlo Diosegi, mai bine spus, plus 20% dintr-un viitor transfer de la Șepși. Să vedem care va fi reacția gazdelor. L-am văzut pe Marius Croitoru la faza golului, ridicând brațele, oarecum ușurat, mulțumit. Da, până la urmă ne-a ieșit, deși în prima repriză, dacă nu era portarul Papa, scorul arăta cu totul altfel. Edgar Gonzalez. I-a luat locul lui Jaganović în zona de creație, dacă vreți, în zona de regie, la Șepși.
Continuă să păstreze același prim 11 Marius Cruitoru, că la startul partidei nu vă cine știe ce agitație la jucătorii care sunt pe margine și se încălzesc. Să vedem dacă se va retrage echipa lui Cruitoru. Cred că ar fi totuși o greșeală să încerce să apere acest 1-0. Mai este totuși jumătate de oră din această partidă, cu tot cu prelungiri. Iar Șepși este o echipă care clar arată că poate fi foarte periculoasă. A încercat Eder Gonzalez cu un cap mai scund decât de juma să câștige acea minge. Sunt foarte înalți oamenii din defensiva și de la linia mediană a Botoșaniului. Ninai s-a expus un pic. Mitrea. Dimitrov. N-a mai trecut de mult baloanele pe la bulgar. Doi ani la Botoșan, doi ani la Craiova până să ajungă la Șepși, Radoslav Dimitrov. A câștigat cupa cu Craiova. Ba da, a fost faul până la urmă. A fost o intervenție greșită a lui Bogdan Racovițan. Vă spuneam, proaspăt chemat la Naționala sub 21 de ani, îl vedem pe Fofana pregătindu-se să intre. Probabil că va ieși fie Păun, fie Ștefănescu. Ștefănescu bate însă lovitura liberă acum. Minge foarte înaltă în careu și un balon care se duce pe lângă. În sfârșit, un jucător al lui Șepși a reușit să câștige duelul cu un alții apărători ai moldovenilor. N-a fost însă o execuție precisă. Dimitrov. Pasă bună lui Dimitrov. E cu spatele la poartă în Seder Gonzalez. Dimitrov încă o dată. Agarovici cu un șut care se duce pe deasupra. Are peste 100 de meciuri în Liga 1 Adnan Agarovici. Iese Silva, Georgia Silva, și în locul său intră Mensah. Prima schimbare pe care o face Cruitoru. E venit din Austria acest Paul Mensah, este un ganez de 21 de ani, un atacant. A ajuns la FC Botoșan de la Kapfenberg. Vă spuneam, foarte multe transferuri, a trebuit să înlocuiască mare parte din efectivul, din lotul sezonului trecut, Marius Cruitoru. Să vedem care din acești jucători vor da randamentul așteptat pe care îl vrea patronul, vrea să-i vândă, evident. Să ne gândim și la faptul că după transferul lui Moruțan la Galatasaray, Botoșanul a primit undeva la aproape jumătate de milion de euro. De altfel, vă spuneam că se discută despre un transfer al lui Ogenda pe la Craiova, s-a vorbit despre transferul lui Kindri și inclusiv aici la Șepși, și nu doar pe bani, ci și pe procente dintr-un transfer viitor. Să vedem când va intra în România, nu știu să existe asemenea clauze, sunt în străinătate. Un jucător care își păstrează clauză dintr-un viitor transfer al său. Pentru el este clauza, păstrează procente, mai bine spus, dintr-un viitor transfer.
O să apară o asemenea modă și în, în Liga 1 la un moment dat. Dar se pregătește... Ba nu, sunt chiar două schimbări, nu se pregătește o singură schimbare la echipa gazdă. Vor intra Bubacar Fofana și va intra și Petar Boici. Este Marius Ștefănescu și în locul său intră Fofana. Vă spuneam, unul dintre cei doi, el sau Păun, urma să iasă. Intră sârbul Petar Boici, venit de la Voivodina. Are câteva meciuri și în cupele europene acest Petar Boici la fostele sale echipe, cei drept în preliminarii. Dar o carte de la margine pentru gazde. Să vedem cât de mult vor influența cele trei schimbări făcute de Leo Grozavu, să vedem dacă echilibrul echipei se rupe, dacă poate crea mai mult decât a făcut-o până în acest minut 70. Așteaptă o pasă a Ganović, a fost însă o minge întoarsă de Așkovski și acum pot pleca din nou pe contraatac jucătorii lui Marius Cruitoru. Paul cu mis de Mensah. E mare aceste Juma, un jucător cu segmente lungi, greu de deposedat. Mateu Santos, pentru el a fost mingea, o ghenda, înargă după acel balon. Mitrea împinge mult jocul echipei sale, capitanului Șep și Mitrea. S-a dat fault, cere Mitrea balonul, Fofana. Combinații rapide. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Aduce foarte mulți jucători în atac Șepși. Ogenda are spațiu, urmărit de doi adversari, scoate mingea în centru, șut violent al lui Mateus Santos în brațele lui Nițui. Probleme pentru un jucător al Botoșanului, căzut la marginea careului. Îl vedem pe Mateus Santos. Încă o dată faza de mai devreme cu
Oghenda ridicând privirea, întoarce mingea înapoi și Mateu Santos, după ce că a avut momente bune, a avut momente bune de joc sau spații bune, destul de rar, și a cam bătut joc de această ocazie. Face două schimbări Botoșaniul. Intră Real Dofili și Țigănașu. Iese Andrei Dragu și în locul său apare Alexandru Țigănașu. Vedem pe cine locuiește Fili. Îl scoate pe Oghenda. A alergat mult astăzi Oghenda. I-au reușit puține, dar echipa s-a conduce. Până la urmă a dat pasa golului. El a centrat la acel corner din care Kindrich a deschis scorul în minutul 62. E greu de crezut că va pleca totuși Oghenda de la FC Botoșani, cât de mult îl dorește Laurențiu Reghe că a înflat Craiova. Bine, l-a tot vrut și FCSB și CFR Cluj. Apropo de CFR Cluj, CFR Cluj FCSB începe peste o oră și 10 minute, de la ora 21. Dumitrescu. Brown. Christopher Brown. E venit din Grecia, de la Oficreta, acest Christopher Brown. Fault. Născut la Hamburg, este însă un produs al celor de la St. Pauli. A jucat 2 ani în Olanda la Fortuna Sittard, acest fundaș de 30 de ani. Un sfert de oră, cu tot cu prelungiri, până la finalul meciului. Dimitrov. Dacă se termină această partidă astfel, va fi interesant de auzit, de văzut ce va spune Leo Grozavu. Arată mult astăzi Șep și cei drept și Botoșani a avut șansele sale. Fault cam de galben mi s-a părut asupra lui Mensah. Era cam de galben Fofana. Enrico Papa. Pasă greșită a lui Ejuma. Fofana deviază înapoi la Ejuma. Își repare greșeala francezul. Mensah în flancul drept pentru Santos. Are foarte mulți oameni de atac în acest moment Croitorul. Brown. Și sunt jucători, dacă nu de atac, oricum jucători cu abilități ofensive bune. Brown a ajuns la mijlocul terenului. Evită accidentarea unui adversar. Eder González.
Enrico Papa a plecat într-un contraatac fără prea mulți coechipieri, se retrag jucătorii lui Șepși, minge în brațele lui Nițui. Frumoase și paradele golkeeperului lui Șepși astăzi. Aganovic îl evită elegant pe Enrico Papa, pasă în centru la Fofana, are spațiu Fofana. Pedro González, Dimitrov simulează centrarea, apoi o pasă ratată pe lângă țigănașul. Ne revedem șutul de mai devreme. Real Dofili. A fost al doilea golgeter sezonul trecut, după Keita, a dat 7 goluri. A fost fault în atac, a văzut foarte bine aici Van Kovac. Un fault al lui... Ciunciucov, nu l-am mai văzut pe bulgar în posesia balonului de multă vreme, practic de la acele ratări din prima repriză. Daganovic, Edgar González, șut violent, scoate însă portarul Pap. Brown, căutat de un adversar să-l împingă afară cu tot cu minge. Era Dumitrescu, aruncare de la marginea lui Dumitrescu pentru Aganovic, se descurcă defensiva lui Croitoru. Combinații rapide, Mensah, tehnic, a scos balonul dintr-o zonă foarte aglomerată, nu și-a dat seama că are un coechipier ce drept undeva în flancul stâng, mai departe, într-o poziție bună, era liber țigănașul. Centrare în careu, sare Kindriș. Mitrea, balon la marginea careului și apare Așcovski la finalizare. Fază încălcită în careul oaspeților. Din nou Mitrea, Aganovic încă o dată. Pasa croatului în flancul drept. Fofana primește Dumitrescu pe stânga, e mai liber Andres Dumitrescu. Se apără în aceste momente Botoșanul cu toți oamenii în propria jumătate, este și firesc. Are ce să apere totuși. Evident va căuta contraatacul. Aganovic se întoarce urmărit de Juma. Eder González. Pasa lui Eder. Aganovic pregătește șutul. Ninai. Apare foarte bine și dă o pasă aproape bună. Degajează Brown. Nu reușește Mensah o preluare corectă. Ce dreptă la o minge dificilă. Dimitrov, etapa trecută cu FCSB a jucat meciul cu numărul 150 în Liga 1. Aganovic, este fault. Lovitură liberă pentru Șepși. Capitanul oaspeților primește cartonașul galben, nu înțelege albanezul ce a făcut. Iată ce a făcut. Cartonaș
Să vedem cine și asumă execuția. Mitrea, cine altcineva. E o poziție destul de bună pentru capitanul lui Șepși. A ratat un penalti etapa trecută, dar se poate revanșa acum cu un gol egalizator când mai sunt 7-8 minute până la finalul acestei partide. Sunt vreo 25 de metri, Mitrea, mingea este deviată de zid, va fi lovitură de colț. Nu cred că era foarte convins Mitrea că zidul stă la distanța corectă. Va fi însă un corner. A urcat Mitrea în careul Botoșaniului. 6 jucători ai lui Șep și în fața porții, respinge defensiva oaspete. Și se aude fluierul lui Ișvan Covaci. A fost un hands. Da, un șut de acum 4-5 minute. Da, se duce la rădăcina barei. Bună parada lui Eduard Pa. Până acum, clar, omul care a făcut diferența este Kindrich, marcatorul golului. Dar Eduard Pap a fost omul care a făcut ca scorul la pauză să nu fie 3-0 pentru Șepși. Evident că cei de la FC Botoșani trag de timp, e firesc. Da, a lăsat afară balonul, va fi au de poartă. Se grăbește Nițui. Și Nițui a avut astăzi o prestație foarte bună. A fost învins doar la o fază fixă. Fofana, Ejuma, Eder Gonzalez, urcă Dumitrescu în flancul stâng, îl întoarce pe Christopher Brown. Nu prea reușit să treacă de neamț astăzi Dumitrescu. Pare vigilios Mensah. Da, a faultat Ganezul. Aganovic va bate lovitura liberă. Fiecare fază fixă reprezintă un moment de speranță pentru jucătorii lui Leo Grozavă. N-a fost cazul acum. Leo Grozavă are doar 2 victorii în calitate de antrenor pe banca celor de la Șepși față de Botoșan, față de fosta sa echipă. Este la al 7-lea meci ca adversar al Botoșanului. 2 victorii, are o remiză și 3 înfrângeri. 2 victorii evident și în fața lui Marius Cruitoru și o înfrângere.
Iată că totuși Botoșaniul rămâne o echipă de deplasare în acest sezon, a bătut tot afară, inclusiv la Craiova, unde a fost condusă, a fost 1-0 pentru Olteni, a terminat însă 2-1 pentru echipa lui Croitoru. Bine, mai e un pic din această partidă, însă e greu de crezut totuși că Botoșani va pierde acest meci. Să vedem însă ce se întâmplă la această fază. E golul lui Dumitrescu. 1-1 și pe undeva probabil că remiza este un rezultat corect. Dumitrescu, intrat în repriza a doua, reușește să egaleze. Este primul său gol din acest sezon. A respins ciudat un fundaș al lui Marius Croitoru. Și tocmai ce spuneam, că cei de la Botoșani în deplasare au jucat nemaipomenit. Cei drept până astăzi încasaseră un singur gol afară. Cât de bine a jucat astăzi Daua. El n-am înțeles ce a vrut să facă la acea minge. S-a temut să nu cumva să comită vreun hands. A preferat acea respingere amuzată, să-i spunem. Nu i-a ieșit, iar Dumitrescu a fost omul potrivit la locul potrivit. 1-1. Și vă spuneam, în 3 din cele 4 meciuri din sezonul trecut s-a dat gol în minutul 90. Suntem în minutul 90. 3 minute se arată de la margine. Degajează Nițui. Șepși caută să dea lovitura în prelungiri. Va intra și Roni la echipa lui Croitoru. Roni, despre care probabil știți acea declarație a patronului Iftime, a spus să nu mai vină de... Dacă mai vine de 2 ori băut la antrenament, trebuie să plece. Foarte stranie declarația. Recuperează Ejuma. Recuperează înapoi cei de la Șepși. A fost însă un fault al lui Aganovici. Acum se produce schimbarea. Iese Mateusz Santos în locul său, intră Șeroni. Sunt curios dacă nu cumva Șeroni nu va fi trimis în atac. Este puternic fundașul Botoșaniului. Bine, el sprintează spre defensivă, însă pe faza de atac l-am mai văzut urcând puternicul jucător capabil să câștige orice duel aerian. Enrico Papa. Cursă frumoasă a oaspeților. A fost Real Dofili, mingea este însă la Nițui. Mai sunt 90 de secunde din această partidă. Minge aruncată spre careul Botoșaniului. Apare foarte bine Țigănașu. Mitrea. Mensah. Oh, bun acum Șeroni. Aganovici. Gustavo de la Craiova era până la Dumitrescu singurul jucător care marcase în poarta Botoșanului, cu moldovenii în calitate de echipă vizitatoare. Minge înaltă în careu. Execuție acrobatică. Ocazie bună pentru Șepși. Și scoate Șeroni încă o dată. Mitre a șutat. Boici a fost jucătorul care a prins acel balon. Mai este timp pentru o ultimă fază. Urcă toată echipa lui Leo Grozavu spre careul moldovenilor. Minge înaltă pe 6 metri, respinge însă Mensah. Încearcă să plece pe contraatac oaspeții, centrarea lui Eder Gonzalez. Cred că termină această partidă. Încă o dată șutul lui Mitrea. A apărut Salvator, cred că Șeroni a fost. Da? Oricum, cred că pe direcție era și portarul Pap. Nu știu dacă se întâmpla
să treacă mingea totuși spre poartă. Da, și aici se termină partida. Scor final, Șep și FC Botoșani 1-1. Au marcat pentru oaspeți Andrei Kindriș în minutul 62. A egalat în finalul partidei Andres Dumitrescu. Nu știu cât de fericit este Leo Grozavu. Echipa sa rămâne totuși fără victorie, al șaselea meci consecutiv fără victorie. Urmează pauza pentru echipele naționale și probabil că tehnicianul lui Șep și mai poate regla câte una alta. Botoșanul în același timp, iată, după un început nemaipomenit de sezon, leagă două partide la rând în care obține un singur punct. Evident dezamăgit Marius Croitoru, a fost la 3-4 minute de a pleca de aici cu 3 puncte. Nu uitați, de la ora 21, CFR Cluj, FCSB. Eu sunt Ștefan Tudor, rămâneți alături de noi! Like this, make it drop.